În luna octombrie anului trecut, guvernul punea în dezbatere publică lista școlilor din România în care elevii vor primi masa caldă în anul școlar 2023-2024. Județul Hunedoara figura cu 11 unități școlare, însă singurul liceu din Deva care a fost selectat și a primit și finanțarea necesară a fost scos de pe listă, deoarece în perioada anterioară programul nu a fost implementat. În luna februarie acestui an, cu 4 luni înainte de sfârșitul anului școlar, programul Masa Caldă a devenit programul Masă Sănătoasă, iar partea bună este că a crescut numărul școlilor din județ, de la 11 la 26, iar programul se aplică până în luna decembrie a acestui an, exceptând vacanțele. Anul școlar e pe final. Se mai pot bucura copiii de prevederile acestei ordonanțe? Da, se pot bucura, vorbind de programul Masă Sănătoasă și, într-adevăr, la nivelul județului Hunedoara, sunt cuprinse 26 de unități de învățământ în acest program. După cum se știe, programul va fi implementat de către OATU-uri, primăriile din fiecare localitate, care vor organiza licitațiile în vederea livrării pachetului alimentar. Așa cum se va decide în Consiliul de Administrație al fiecarei unități de învățământ. Spre deosebire de programul Masă Caldă, în programul Masă Sănătoasă, pentru anul acesta, au fost alocate sumele pentru a implementa programul până la finalul anului 2024, mai exact 31 decembrie 2024. Prin urmare, licitațiile care se vor face în perioada următoare, face pentru anul 2024. Deci vom cuprinde și lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie din următorul an școlar. Conform documentelor oficiale, peste 12.000 de elevi hunedoreni vor beneficia de acest program. Primăriile au la dispoziție trei variante de implementare a acestuia. Masă caldă, preparată în școlile în care există cantină cu aviz de funcționare, dar și un spațiu adecvat de servire a mesei. Sau masă caldă furnizată în regim de catering pentru unitățile de învățământ în care nu există cantină. Și de asemenea, pachet alimentar în cazul unde nu este posibil asigurarea unei mese calde. Totul în limita a 15 lei pentru fiecare beneficiar.